Bună și bine ați venit pe Tarotada! Pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent, descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală în zodia Capricorn, astăzi vreau să facem Capricorn pentru săptămâna 31 iulie 6 august. Dragilor, vă rog să nu vă atribuiți nimic din ce auziți aici, înainte să filtrați prin propriul dumneavoastră sistem de valori și credințe și prin propria dumneavoastră rațiune. Dacă rezonați, dacă găsiți aici un mesaj, vă rog să-l folosiți înțelept. Vă mulțumesc și să vedem. Dragul meu Capricorn, săptămâna 31 iulie, 6 august, ce ar putea să vină? Patru de foc, 10 de foc, regele de aer și transformarea, 4 de aer și 9 de apă, la capătul setului de cărți, Marea Preoteasă. Este o săptămână foarte spirituală. Dragilor, aveți multă treabă, faceți multe lucruri în casă, pentru familie, pentru serviciu, pentru visul vostru, lucrați la visul vostru, dar aici lucrați și la visele altora și sunteți epuizați. Vă stresează acest lucru. În această săptămână lăsați poverile altora și mergeți cu visul vostru mai departe. Aici aveți cartea prosperității, cartea celebrării, cartea căsătoriei, cartea familiei. Săptămâna începe cu această carte a familiei și se termină cu această carte nouă de apă, care sunt dorințe, vise și bucurii împlinite, bucurii, vise împlinite cu bucurie. Vedeți, această doamnă suflă într-o păpădie. Totul este efemer, dragilor. Totul este trecător. Clipă de clipă trebuie să ne bucurăm. Trebuie să facem căminul nostru să fie cald, primitor. Să ne bucurăm de cine suntem, să ne bucurăm de ce este în jurul nostru. Să fim buni. La sfârșit vine, la sfârșitul săptămânii vine nouă de apă, vine bucuria, vine acea bucurie sinceră. O veți simți din plin, dar pentru asta trebuie să treceți printr-un turn. Trebuie să vă eliberați, dragilor, de aceste greutăți, de aceste lucruri puse pe umerii dumneavoastră, de alții. Sau v-ați asumat prea multe lucruri pe care să le faceți? Ați permis altora să vă îngreuneze? Ați luat mai mult decât puteți duce? Și atunci realizați acest lucru și viața vi se schimbă la 180 de grade. Aici clepsidra ajunge la final. Este întoarsă, timpul s-a scurs, vine transformarea, vine libertatea. Vă eliberați de toate greutățile, de toate poverile, de tot ce nu mai aveți nevoie în viața dumneavoastră, de oameni, de situații, de lucruri. Vă transformați. Este o carte extrem de benefică și o veți face cu bună știință, mental. Veți lua la rece toate aceste noi oportunități care vin, veți filtra prin rațiune toate aceste lucruri, veți vedea clar, vă puneți conștiința cine este în jurul dumneavoastră, pe cine țineți aproape și ce creșteți în grădina voastră. În această săptămână veți vedea clar. Aici aveți un rege de aer. Regele de aer este onest, este obiectiv. Și este clar în gândire, își ia deciziile înțelept.
Vedeți, aici are sabia în jos. Nu atacă pe nimeni, nu merge la război, doar își ia propriile decizii corect, pentru propria viață, pentru propria familie, pentru propriul cămin. Vă luați, dragilor, câteva clipe de odihnă, vă recuperați, contemplați, vă uitați la toată viața voastră de până acum, priviți ce ați făcut bine, ce ați făcut mai puțin bine, de ce n-ați făcut bine, ce v-a determinat să faceți bine sau altfel. Nu există bine și rău, dragilor, există doar lecții pe care le avem de învățat și le învățăm. Toți le învățăm, cu toții trecem prin situații și calde și reci și sus și jos, ca atunci când ajungem sus să știm să ne bucurăm pe deplin de bucuria noastră, de cine suntem, de cine am devenit și de ce putem realiza. Putem realiza multe, dar nu prin epuizare, nu până la epuizare. Trebuie să o facem pe o vibrație înaltă, să lucrăm la visul nostru, plăcut, frumos legilor universale, nu cu stres, nu cu poveri, liberi. Aici meditați, vă luați un moment de odihnă și vă gândiți la tot ce a fost și închideți tot ce a fost, pentru că vine această transformare și vă întoarceți la 180 de grade și vă luați viața în propriile mâini, cu putere, cu iubire, cu înțelegere și acceptare față de propria persoană. Aici poate să intre un rege de aer în viața dumneavoastră la mijlocul săptămânii. Poate să vină această persoană care să vă inspire, care să vă susțină, care să vă ajute să evoluați. Primiți-o dacă sunteți în căutarea unei iubiri, doar că această persoană vine cu această transformare. Tot ce ați trăit trebuie să lăsați în trecut, să intrați fără bagaje din trecut, să fiți deschiși emoțional. Veți lua o pauză de meditație, de vindecare. Intrați pe un teren curat în noua relație. Aici este posibil să semnați acte pentru o casă. Puteți, mai greu, a venit greu acest lucru, dar puteți în această săptămână, văd și acest lucru. Săptămâna este încununată de succes. Se termină cu 9 de apă. Este o bucurie, este o fericire, este un vis împlinit. La sfârșitul acestei săptămâni vi se împlinește un vis. Știți despre ce este vorba. Întreaga săptămână și întreaga citire este încununată de cartea Marei Preotese. Sunteți intuitivi, sunteți înțelepți, ați fost răbdători, acum trebuie să vă luați acea răbdare și acea pauză, acea tihnă pentru propria persoană, pentru gândurile dumneavoastră, pentru sufletul vostru. Să vă gândiți la cine sunteți și cine ați devenit, cine sunteți cu adevărat și vă veți răspunde aici, în această săptămână, este foarte spirituală această săptămână. Aici se vede 9 de foc. 9 de foc este o carte în care vă este teamă. Ați fost fripți și suflați și neaurt, dragilor. Dar vedeți aici, această doamnă lasă 8 bâte în spate, lasă tot ce spune lumea, toate acele lucruri cu care suntem învățați și pleacă mai departe cu o singură bâtă în mână. Aici au fost 10, aici au rămas 9 și acum le lasă în spate pe toate. Lasă aceste poveri în spate și merge doar cu una înainte.
Gândiți-vă, regele de bâte a câștigat un întreg imperiu cu o singură bâtă și această doamnă poate să facă tot ce își dorește. Lăsați în urmă, dragilor, sunteți ghidați bine din umbră. Sunteți împinși de la spate să ieșiți. Vine transformarea, vine turnul. Turnul este un noroc deghizat. Vine, se întâmplă ceva, fulgeră, tună, ceva care vi se pare greu, anevoios și deodată iese soarele. Plouă mărunt cu soare și iese curcubeul. Vine fericirea, apoi suflați în păpădie. Vă bucurați de tot ce aveți, de tot ce sunteți. După se vede doi de cupe, se vede iubirea, se vede o relație, un parteneriat. Poate cu această persoană. Vine, dragilor, atâta timp cât vă vindecați, toate lucrurile se întâmplă, plecați din această situație în care sunteți. Vine regina de aer și nu o să mai permiteți decât ce vă doriți. Regina de aer acționează doar cum vrea ea, în propriile condiții, cu propriile condiții impuse. Și aveți regina de aer cu regele de aer. Vine un suflet pereche cu doi de cupe. Știți acest lucru, simțiți cu marea preoteasă. Dar trebuie să treceți prin această transformare mentală. Să vă schimbați setul de credințe, mindset-ul. Să vă schimbați setul de credințe despre relații. Despre câte lucruri aveți de făcut, ce este al dumneavoastră de făcut, ce trebuie să faceți, ce vreți să faceți, cine sunteți, cum sunteți. Răspunzându-vă la toate aceste întrebări, veți accesa relația bună, cea dorită. Veți fi spirituali, veți ști. Haideți să vedem de aici un sfat pentru această săptămână. Este o săptămână dulce, acrișoară, care la sfârșit se închide cu un tort mare, dulce, bun, însiropat cu multe fructe. Începe cu 4 de foc și se termină cu 9 de apă. Aici aveți nu lăsa mândria să-ți stea în cale. Da, ați fost trădați, ați fost loviți, ați fost... Dar știți că sunteți buni, știți că sunteți și meritați, dar nu trebuie să acționați pe ego. Trebuie să acționați în favoarea dumneavoastră, să înconjurați orice situație cu iubire, cu acceptare, cu înțelegere, cu empatie și să mergeți deschiși, dragilor, mai departe. Nu lăsați mândria să vă stea în cale. Haideți să vedem cuvântul cheie al acestei săptămâni. Dragii mei capricorni, cuvântul cheie este căsătorie. Poate că această persoană, acest suflet pereche care vine, este menit să ajungeți într-o căsătorie cu această persoană. Lăsați mândria la o parte. Această persoană este la fel de înțeleaptă ca și voi. Vine tot dintr-o poveste tristă. Este vindecat, este bine, vedeți, el are sabia în jos, nu este mândru, nu este impulsiv, nu intră cu picioarele în viața nimănui, intră ușor, lejer, este un domn elegant, la fel ca și dumneavoastră și a învățat lecțiile, dumneavoastră vi le-ați învățat regina de aer cu regele de aer. Două persoane distinse, două persoane oneste, două persoane corecte care se iubesc, care pot forma un cuplu de vis. Știți, dragilor, știți cine este această persoană. Dacă nu știți, veți ști până la sfârșitul săptămânii. Această situația, această transformare, schimbare la 180 de grade va aduce ceva foarte benefic. Nu lăsați mândria să vă stea în cale. Această mândrie poate să vă tragă înapoi în această situație și transformarea să nu mai aibă loc.
Eu aici văd că această transformare vine. Vă luați aceste clipe de odihnă, de meditație, înconjurați totul cu iubire, cu respect și vine tot ce vă doriți. Vine și persoana, vine și abundența, 9 de cupe, sunt 9 cupe pline de iubire. Este un câmp întreg de păpădii, de vise puse, care se împlinesc. Sufli în păpădie și îți pui o dorință. Aici este o pană. Spuneți adevărul, este în zona gâtului, este la chakra gâtului această pană, vine ușor. Puteți accesa liber, ușor, această energie. Puneți-vă dorințele, ele se împlinesc. Haideți să vedem de aici o carte. Vreau un card din cardurile de înțelepciune pentru această săptămână. Să vedem. Afacerea mea este prosperă. Mă bucur de reușitele altor oameni pentru că știu că este din belșug pentru toți. Dragilor, aici vă uitați în grădina voastră și culegeți roadele muncii voastre. Vedeți? Adună această doamnă, aici scrie pentru grădină. Adună semințe, adună bulbi ca să-i planteze în propria grădină. Puneți semințe sănătoase, dragilor, și afacerea va înflori, viața va înflori. Vă bucurați și de reușitele celorlalți. Abundență este pentru toată lumea. Este un card, este o mantră, o idee pentru această săptămână. Cuvântul cheie este căsătorie. Gândiți-vă, dragilor. Aici a început citirea cu 4 de foc, este tot cartea căsătoriei. Se termină cu 9 de apă, o relație benefică, fericită, cu dorințe împlinite, cu fericire și cu multă înțelepciune. Aici ați avut multă răbdare. Răbdarea a luat sfârșit, turnul a venit, a curățat orice plan, orice ați trăit până acum, timpul s-a scurs. La sfârșitul săptămânii accesați această fericire, acest vis împlinit. Vă iubesc, dragii mei Capricorn, vă doresc o săptămână de vis, să vă luați deciziile înțelept, fără mândrie. Afacerile sunt prospere, căsătoria vine dacă vă doriți, sufletul pereche vine, sunteți înțelepți, vă luați deciziile corect, înconjurați totul cu iubire. Și eu vă îmbrățișez cu multă iubire și vă doresc o seară minunată în continuare. Vă pup, pa, pa!